Nu mă așteptam să fie. Da, e că nu vine să fie. Da. Și ăștia, de Aparținut unei familii străte, familiei Dancăș. Lucrat la 1855, are și inițialele sărbătoriților. Are fuiță de aur pentru că reprezintă nuta de aur și este lucrat cu fir de păr de la sărbătoriți, de la bărbați și de la femei. Da? Chiar? Da. Ce interesant. De la 1835, pardon, avem o părță pictat cu Sfinții Arhanghel Mihai și Gabriel, în care își păstrau cărțile bisericești. Iar aici, de la 1850, avem o ladă cu ascunzătoare, cu fund dublu. Până și ascundeau bani sau... Da. Deșteaptă, dragă. Sat destul de bogat, n-a fost niciodată iobagi, ca să spun așa, al țașilor sau ungurilor, sat liber, nici pe vremea comuniștilor nu am fost colectivizați. Deci nu a fost colectivizare aici. Satul este destul de bogat, pe la 1911 avea undeva la poate mai mult de 20.000 de oi. Și dar erau fiecare gospodărie, avea un anumit număr de oi. În momentul de față s-a cam păstrat numărul de oi, dar nu mai sunt. Nu mai are fiecare gospodărie, ci sunt vreo câțiva crescători de oi care au multe oi. Dacă înainte media de oi era undeva la 50 de gospodărie, acum sunt câteva familii care au 2-3 mii de oi în fiecare familie. În principiu, nu s-au schimbat foarte multe, pentru că satul, cu toate că este foarte aproape de Sibiu, la 10 km, oamenii și-au cam păstrat tradițiile și obiceiurile. Își cultivă terenurile agricole pe suprafețe mici, pentru că de-a lungul timpului fiecare părinte al sat a împărțit averea la copii. Câți copii au avut, a împărțit-o, s-au făcut bucăți destul de mici, dar oamenii și-au cultivat terenurile în zona de dinspre Sibiu, unde este mai drept, acolo făceau, cultivau porumb, cartofi, în cealaltă zonă făceau fân pentru animale. S-a practicat foarte mult timp transumanța, au ajuns cu ele până în Caucaz, prin Bulgaria, Serbia, într-o grămadă de zone din afara țării, aș putea spune. Dar oricum, principala zonă unde mergeau cu ele a fost zona Deltei Dunării, Bărăgan și zona Deltei Dunării. Ca și personalități ale rășinarului, familia Barceanu, muzeul înainte să se mute aici a fost în casa Barceanu, care este undeva mai, a trecut pe lângă ea, un conac al familiei Barceanu, o familie care a participat la Revoluția de la 1848, a dat cărturari, au scris manuale în limba română despre gramatică, despre aritmetică. Familia Goga,
din care l-au avut pe Octavian Goga, poetul pătimirii noastre, care a fost și prim-ministru al României, familia Cioran, cunoscutul filozof Emil Cioran, care a murit la Paris. L-a scris doar câteva cărți în limba română, pe urmă a plecat în Franța, unde a scris, știți, cum bine știți, a scris în franceză. O altă familie cunoscută este familia Ilarie Mitrea, un explorator. Este primul român care a ajuns în Australia, pe urmă a ajuns în Indiile Olandeze, Indonezia.